Fero, iubim apa. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Astăzi discutăm cu Emilia Cotul, antrenor personal și antreprenor de 2 ani de zile. Pe Emilia cu siguranță o știți din sala de sport de cele mai multe ori, pentru că este o prezență cunoscută mai ales în rândul iubitorilor de sport. Și iată că de 2 ani a trecut de la nivelul de antrenor personal la nivelul în care menegeriază mai mulți antrenori personali. Așa este. Bine te-am găsit, Emilia. Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult de invitație. Da, e foarte interesantă trecerea asta, cu tot că înainte mai cochetam cu partea asta de antreprenor, dar zic așa în tinerețe, având o agenție de modeling în perioada de 16-20 și un pic de ani, dar nu a fost același lucru. Mi-am dat seama că atunci a fost o joacă, acum nu mai e o joacă. Nu e ușor. De multe ori mi-este dor să predau cum predam înainte, adică să fiu în sală fizic de dimineață până seara. Acum sunt și în sală și în acum birou. Acum ești cu nasul în hârtie și cu ochii în laptop. Da, ceea ce fugeam înainte. Nu-mi plăcea. Cu atât mai mult am fost și eu un an în bancă și de asta am și fugit din bancă și se pare că tot acolo m-am întors. Nu e chiar același lucru? Nu. Uit efectiv când intru în birou că sunt acolo și îmi dau seama că toată lumea a plecat. E ora 11-12 noaptea și eu încă n-am ajuns acasă. Mă duc acasă, mai continui puțin și după aceea mă pun să dorm. Spuneai chiar înainte să începem emisiunea că tu când erai mică fugeai de sport. Da. Și totuși, cum ai ajuns să faci din sport jobul tău până la urmă? Da, cred că și nici ziua de astăzi mama mea nu-i vine să creadă că a reușit să mă ducă pe latura asta. Mama mea are o sală în Bistrița, fiind și bistrițeancă, de când aveam eu, cred că undeva la 8 ani. Îmi plăcea foarte mult să dansez, pe partea asta eram eu, nu sport, aerobic, sau temir ce. Cred că atunci mi se implementase ideea asta în cap că auzeam femeile că se plâng, că e greu, că e dureros și cred că de chestia asta fugeam eu mai degrabă. Adică nu ai fi vrut să faci sport ca să nu fie greu, exact, și dureros. Exact, fiind și copil. În schimb, mama mea îmi spunea, ok, dacă vrei să ieși în weekend, trebuie să vii la sală. Și de multe ori ieșeam de la școală, mă duceam la ea, știu că avea sala la etajul 3 și când ajungeam și auzeam gura ei, fugeam pe scări înapoi, ca să nu stau la sport. De ce? Striga la cliente? Da, da, și nu-mi plăcea chestia asta. Și odată mama mea s-a îmbolnăvit, a fost nevoie de un antrenor. Pe vremea aceea nu erau atâția antrenori pe cum sunt în ziua de astăzi. Și mi-a zis, draga mea, nu am pe cine să las. Atunci aveam undeva la 15-16 ani. Și am zis, ok, hai că încerc. Bine, nu era, să zic, dau ăla care aș fi vrut eu. Am început eu să mă uit peste cărți, mă uitam la imagini, nu mă uitam la text. Nu mă interesa textul. Și am zis, ok, din ce mi-aminteam eu că făcea mama mea, zic, hai că încerc și eu. Eram așa, mă simțeam ca, nu știu cum să zic, ca și un copil pedepsit, i s-a luat toate jucăriile și eu trebuia să faci ceva ce nu-ți plăcea. Exact. Țin minte că eram în fața oglinzii și era full, deci era full în sală și erau toți oamenii mult mai în vârstă decât mine. 50 de minute, nu știu ce se întâmpla stânga-dreapta. Eram conectată cu mine în oglindă. Când s-a terminat ora, am zis, ok, înseamnă că e bine dacă toată lumea e transpirată, nimeni nu mai vorbește cu mine de obosit, zic că e bine. Și atunci, a doua zi, mă întrebam, zic, ce zici? Îți place? Măi, nu știu, nu știam ce să zic. Îmi plăcea, clar că mi-a plăcut, pentru că copil fiind, luând chestia asta de adult în mâini și făcând treaba mamei mele, evident că m-am simțit și eu importantă. Te-ai simțit adult. Exact. Și am zis, păi, hai că încerc. În momentul ăla m-am și trimis la un curs.
Mama mi-a zis, acum ori niciodată. Eram la curs și am zis, ce, unde m-ai trimis? Eram copil, ce să mai... Să fiu eu conectată cu exerciții, cu tehnică, te mir ce? Am venit înapoi, zice, ok, hai, încearcă și tu să predai măcar 2 ore pe săptămână. Cum ar veni, ți-a oferit mama ta un job exact, în sala exact, ei? Da, cu tot, că mai aveam un job, așa să zicem, de copil, tot în firma ei, dar era un copy center. Și îmi zicea, dacă vrei bani să ieși, uite-te, îți pot suplimenta cu o oră de aerobic și te plătesc. Tu ai trăit ca în America? Da. Da, deci educația, nu pot să zic că nu am avut copilărie, deci am avut copilărie, doar că mi s-a oferit 2 joburi, să zic așa, încât să știu să apreciez lucrurile astea și cred că de acolo se trage și partea asta de antreprenor. Am început să predau, am început să-mi placă. Am venit la Cluj, în același timp, în perioada liceului, cum am zis, aveam o agenție de modeling. Să zic așa, am luat-o ca o joacă, toată povestea asta, am venit... Erai tu da. Top model și da. De acolo ai început să-ți faci propria ta agenție. Exact. Fiind Bistrița un oraș micuț, oarecum mi-am permis lucrul ăsta. Probabil dacă aș fi ieșit din Bistrița, nu cred că aș fi avut atâta curaj. Bine, și atunci am surprins familia, câteva luni am mai vorbit cu mine. De ce? Nu erau de acord cu business-ul tău? Nu, că n-ar fi fost de acord. N-ar fi fost de acord în ideea să nu-mi neglijez școala, să nu-mi pierd copilăria din perioada respectivă, știind că planul meu e să plec în Cluj sau cochetam cu Timișoara în momentul respectiv. Asta a fost, de fapt. Și oarecum era un regret pentru faptul că mi-au oferit joburi și credeau că de acolo pornește toată povestea, dar mi-a prins foarte bine experiența de atunci. Am venit în Cluj, am zis, păi, un an de zile, gata, nu fac nimic, vreau să fiu și eu studentă. Ce facultate ai urmat? Ce ai ales? Finanțe, bănci, FSEGA. Nu e educație fizică și sport. Nu, în același timp am început și Politehnica în perioada respectivă, dar lucrasem și într-o sală. În anul 1, semestru 2, am zis, nu vreau să lucrez, dar un prieten a zis, nu vrei să încerci la o sală? Uite, prietena mea nu are pe cine să lase ca și antrenor. Din nou, să zic, se repetă a doua experiență din viața mea legată cu sportul. S-a îmbolnăvit antrenorul și cineva trebuie să-i țină. Da, acolo și-a dat demisia direct, nu s-a mai îmbolnăvit și a zis, păi, uite, ai o lună de zile până ce găsim pe cineva. Zic, ok, o lună de zile vin și atât. Am mers o lună, se făcuse 2, se făcuse 3 și îmi zice doamna care avea atunci sală, zice, uite-te, noi n-am găsit antrenor, bine, nu vroiau să plec, aia era problema, era tot timpul full. În momentul respectiv toată lumea îmi zicea că sunt cea mai rea antrenoare. Și mergeam pe stradă și am zis, mai eu cred că o să-i propun o sumă foarte mare. Studiasem în piața din Cluj, mai era o sală destul de mare pe vremea aceea, bine, și momentul de față există. Și am cerut și mai mult decât ar fi oferit acolo. Și vorbeam cu mama mea la telefon. Gândindu-te că poate dacă ceri o așa sumă mare, o să te refuze, da, și o să asta pleci. Era planul meu și a zis, ok, batem palma. Ok, n-aveam ce să mai zic în momentul ăla. M-am dus acasă, nici nu știam... Și uite, așa ai ridicat piața salariilor, da. Din... cred că... Și atunci am început experiența mea pe partea, să zic așa, mai intens de sport. Am vrut să vin în Cluj, să nu fiu etichetată, vorba aceea, cum eram etichetată în Bistrița, fiica lui Luci. Și vreau să o iau de la zero, să văd ce pot eu și cum pot eu să fac lucrurile. În momentul ăla aveam așa în plan să-mi deschid o sală, umblasem după spații. Părinții mei au zis... stai liniștită, că nu-i momentul. Acum câți ani se întâmpla? În 2008. În 2008, iată, de 10 ani. Da, da, în 2008 a fost. Bine, eram foarte supărată că nu mă susțin, că... Dar nu-mi pare rău că n-am deschis atunci. Cred că nu era o experiență tocmai bună.
Crezi în vorba că lucrurile potrivite se întâmplă la momentul potrivit? Da, cu siguranță. Și conceptul care l-am făcut nu a fost foarte hotărâtă să-l fac în momentul ăla. Asta a fost acum 2 ani de zile. Deci mi-a luat ceva timp. Atunci ai decis că trebuie să devii antreprenor cu acte în regulă. De fapt, ai decis sau au venit firesc lucrurile? Nu au venit firesc nici atunci. A fost o experiență foarte interesantă, dintr-o, zicem așa, o decepție în dragoste, cam așa a fost. M-a motivat. Înainte n-am avut curajul. Acum, cred că 5 ani, da, cu 5 ani apărusem în topul antrenorilor în Cluj și toată lumea zicea, de ce nu-ți deschizi? E momentul bun să-ți deschizi. Tot nu aveam încredere, îmi pierdusem atunci, în 2008, încrederea în mine. Am zis, poate nu-i momentul, cred că trebuie să mai învăț. Tot așa am zis, trebuie să mai învăț. Începusem să fac tot mai multe cursuri afară cât și în țară. Am început să studiez mai mult partea asta, chiar dacă facultățile n-au nicio legătură. Un an de zile am fost în bancă. Deci tu n-ai renunțat și ți-ai luat un loc de muncă potrivit studiilor pe care le-ai finalizat. Da, asta și în ideea de a mulțumi părinții mai degrabă. Deci nu neapărat că aș fi vrut eu domeniul respectiv. Părinții îmi spuneau, nu o să faci mare lucru pe partea de sport. Îți spuneau părinții tăi lucrurile acestea, deși mama ta avea o afacere în domeniul sportului. Da, cu tot că mai avea și alte afaceri, nu în domeniul sportului. În Bistrița, să zic, undeva de un an, doi, a început să explodeze și acolo partea asta de business în domeniul sportiv. Până atunci nu. Și cu siguranță de asta nu a vrut să urmez drumul ăsta. Am zis, ok, mă duc în bancă, vedem ce va fi. În același timp lucram în 3 săli. Aveai, cum ar veni, un loc de muncă în spatele unui birou? Da. Da. Și în afara orelor de program din bancă mergeai și antrenai. Exact. Până la ora 5, cel târziu 6, eram în bancă. Încercam să-mi termin absolut toată treaba, nu stăteam niciodată peste program. Cu tot că aveam, să zic, un loc bun. Mulți aș fi dorit în momentul ăla, ca și studenți, fiind să aibă jobul respectiv. Dar de la ora 6 eram în sală până seara la 10 și îmi dădeam seama că eram cu totul alt om în momentul ăla. Adică nu îmi plăceau tocurile și în ziua de astăzi îmi plac. Da. Dar în momentul în care eram acolo simțeam că sunt eu. Îmi plăcea faptul că schimbam vieți și vedeam ce se întâmplă și cum venea lumea. Era cu totul altceva. M-am zis, lucram în 3 săli, îmi plăcea enorm ceea ce făceam. Plecam dimineața, la fel, veneam seara târziu și la un moment dat am zis, ok, eu să-mi dau demisia. Eu, scuze-mă că te întreb puțin, îmi închipui o Emilia din bancă cu o cămășuță albă, eventual o fundiță neagră, ochelari pe de vedere pe nas și părul strâns la spate. Exact. Eram și cea mai tinerică, eram într-o sucursală. Toată lumea mă încuraja, ar fi vrut chiar să mă pună pe un alt post, mult mai mare, dar am refuzat. Cred că atunci a fost așa un moment bun. Mi s-a oferit un job tot pe partea sportivă ca manager, dar și să antrenez. Era tot ceea ce îmi doream, practic. Am zis, ok, mă duc în pun demisia. Am avut o discuție, din ce am înțeles că a fost cea mai lungă discuție avut cu directorul băncii în momentul respectiv, aproape 3 ore. I-am explicat de ce vreau să fac lucrul ăsta, m-a înțeles, a zis că oricând pot să mă întorc dacă consider că nu-i ceea ce eu vreau. Dacă nu să apelez la un credit pentru deschiderea unui afaceri. Exact, exact. Sau așa, cu tot că nu, n-am lucrat cu banca respectivă. Am mers ca manager, aveam 22 de ani. Încă eram în facultate, cu a doua facultate. Mă trezeam dimineața la 5. Mergeam la 6, deja eram la treabă. Fugeam la facultate, Politehnica fiind tocmai o facultate nu ușoară. Alergam înapoi, închideam eu, seara la 11-12, când se închidea toată nebunia de acolo. Copil fiind, evident că vreau să demonstrez că pot, că nu las lucrurile nefăcute. Exact. Îmi plăcea ceea ce făceam, dar la un moment dat, după un an de zile,
nu pot să-i zic depresie, cred că a fost o semidepresie. Era epuizată. Da, da, deci eu undeva la 3-4 luni nu am putut intra în sală. Deci atât eram de consumată, de obosită. Aveam pe vremea aia și o relație undeva de 3 ani de zile, care și aia s-a încheiat datorită faptului că nu mai aveam. Mai aveai timp de relații? Acum mă gândesc în... Evident că nu mai aveam și atunci s-a încheiat și relația respectivă. Și în momentul ăla mi-am dat seama că nu sunt ok lucrurile. De ziua mea mi-am pus demisia acolo. Mi-am dat seama că ceream mult mai mult de la mine decât ar fi trebuit. Și ieșeam, eram tinerică. Și cluburile trebuiau testate. Corect, corect. Și în momentul ăla am zis gata. Deci a fost așa o chestie de moment. Nu cred că aș fi avut curajul, să zic așa, dacă gândeam limpede sau la rece, nu cred că aș fi avut curajul. Și în momentul ăla am început să pun kilograme pe mine. În 3 luni de zile, de multe ori mă întreabă lumea, tu știi ce înseamnă să ai kilograme în plus? Da, știu, am avut 10 kilograme în plus față de cât am acum. Pentru că mâncai compulsiv sau pentru că ai renunțat de tot? Am renunțat de tot. Am renunțat de tot, dar stilul meu de viață în momentul respectiv era somn în casă. Ieșeam, într-adevăr, pentru că mi-era dor de prieteni, mi-era dor de, nu știu, de viața ta socială. Da, da, deci... a fost o perioadă, cred că de multe ori sunt așa zile în care nici măcar nu le-am amintesc. Deci așa a fost o stare incredibilă. După 3 luni de zile, 3 luni jumate, am intrat într-o sală. Am început să antrenez, cu tot că aveam, să zic așa, un blocaj emoțional, dar și faptul că pusesem kilograme pe mine. Nu eram atât de bine pusă la punct cu partea nutrițională. În anii trecuți m-am axat foarte mult în a studia partea sportivă, partea efectiv de ceea ce mă ocupam, cât și partea managerială. Bine, și facultatea, evident. În momentul acela mi-am dat seama, eu nu știu nutriție. Și pentru mine a fost un semn foarte mare de întrebare. Am început să studiez, dar luasem în continuare kilograme. Am mers la medic, analize, toată lumea cea... Câte kilograme te-ai îngrășat? 10. Nu mi-e Emilia Dolofan. Ba da. Ba da. Aveam undeva la 62 de kilograme. Undeva, cred că aproximativ un an jumate, doi, n-am reușit să dau absolut deloc joc, nimic, nici măcar 100 de grame. Am început să merg la nutriționiști sportivi. Predam undeva la 4 ore de aerobic, adică fizic. Adică tu făceai sport, da, nu glumă. Da. Plus, făceam și antrenamente de culturism. Nu am ajuns mai departe pe partea de culturism, dar aveam un antrenor foarte bun și a încercat să mă ajute mult pe partea asta. Și mi-am făcut un blocaj psihologic destul de mare. Mi-amintesc că mergeam la București cu trenul la un eveniment, la o convenție internațională de fitness și erau 4 oameni și încercau să stabilească concret ce se întâmplă, de fapt, cu mine. Niciunul nu a reușit. Pentru că tu sport făceai, de mâncat, da, nu mâncai haotic și da, totuși aveai 10 kg în plus peste exact, greutatea exact normală. Exact. Aici a fost, efectiv, oboseala din spate. Tot ceea ce acumulasem eu psihic, cât și emoțional, evident. Și am zis, ok, e momentul să încep să studiez eu nutriția pe mine. Am început să citesc cărți, am început să testez, cred că toate dietele și toate planurile posibile și imposibile. Ești propriul tău pacient. Da, da. Și tot nu am reușit în momentul ăla. Mi-a sugerat antrenorul meu ce ar fi să mergi la un psiholog sportiv. Eu zic că te-ar ajuta. Am zis da, în ideea că ce am de pierdut, le-am încercat pe toate, încă o chestie în plus, nu face nimic. Și mi-a spus, dacă tu nu reușești să scapi de frustrarea care o aveam, adică frustrarea mea care era de fapt, faptul că eram antrenor și faptul că aveam 10 kg în plus și cum puteam eu să merg în fața clientului și să spun, tu trebuie să slăbești, tu trebuie să ții un plan alimentar corespunzător sau să faci lucrurile astea. Și de fapt asta era problema mea, chiar dacă înainte începusem cu oboseală, cu toate cele, dar în timp s-au acumulat altele.
Și am mers acasă și am zis, mai nu se poate. Adică cum să fie de la mine? Până acum toată lumea zicea că... Și cum ai făcut? Te-ai pus tu în oglindă și ai zis, nu se poate să fie de la mine? Nu, eram... Nu știu, a fost un moment incredibil, momentul respectiv. Și mi-a zis, dacă tu nu te focusezi pe altceva, ce ia-ți alte probleme. Dar, de fapt, care era și problema? Frustrarea avută, faptul că ascultam fiecare client în parte, toate problemele. Nu mă mai gândeam la problemele mele, mă gândeam la, efectiv la singura mea problemă. De multe ori singura ta problemă erau kilogramele, exact. Și faptul că ești antrenor. Exact, și faptul că stăteam cu clientul în fața mea și îi spuneam, uite, tu trebuie să faci așa, și în gândul meu era, cum dai tu sfaturile astea? Și asta, de fapt, acolo a fost problema. În același timp, am avut alte probleme și am început să mă focusez efectiv pe problema respectivă. Am zis, trebuie să-mi rezolv problema mea și apoi problemele clienților. Și într-o lună jumate am dat 6 kg jos. Și atunci am avut așa o sclipire și am zis, asta e. Ceea ce mi-a zis psihologa mea, de fapt, așa este. Și am început să nu mă mai gândesc la kilograme. Nu m-am mai suit, nu m-am mai urcat pe kilogram, pe cântar absolut deloc. Nu mai făceam măsurători. Am început efectiv să mă focusez pe totul altceva. Am început cursul de tehnician nutriționist în momentul respectiv. Kilogramele s-au dus. Și mi-am dat seama că starea mea e cu totul alta. Lucrurile începuse să fie, nu știu, mai luminate. Vedești tu viața mai roz? Da. Mă uitam în oglindă și îmi plăcea ceea ce vedeam. Se întâmpla când? Când se întâmplau aceste lucruri? Asta a fost acum 5 ani. Da, acum 5 ani. 4 ani. 4 ani a trecut de atunci. De multe ori spun clienților, știu ce înseamnă să ai kilograme, știu ce înseamnă să ai frustrări, tot ceea ce se întâmplă cu noi. Și a început o etapă mult mai intensă, am început să studiez mult mai mult partea nutrițională, partea psihologică a clientului. Mi-am dat seama că rezolvam mult mai frumos planurile care le aveam cu clienții mei. Și atunci am zis, ok, un om, un client are nevoie și de partea motivațională și partea psihologică, alimentară, sport, absolut tot. Adică eu trebuie să fiu un prieten clientului meu, nu doar un antrenor. Iar acum 2 ani... Și așa ți-ai făcut o mulțime de prieteni. Da, da, foarte mulți și oriunde mă duc în Cluj dau de... De cineva cunoscut. Da, imposibil. Și mă bucură și faptul că îi văd altfel, îi văd, nu știu, veseli, schimbați. Asta, și asta se întâmplă și în momentul de față la noi în studio și asta de fapt te face să uiți de oboseală, să uiți că ai tu efectiv probleme. Iar acum 2 ani am zis ok, hai să fac am ceva. Am vrut să te întreb, da, ai zis că nu, da. Acum 2 ani s-a produs declicul. Exact, tot timpul zic că viața mea e plină de surprize și eu surprind la fel oamenii. În martie am avut așa o idee, care a fost de fapt treaba. 3 ani de zile am făcut cu clienții acasă antrenamente. Am început să stau în sală doar 4 ore pe zi. În rest, mă plimbam prin oraș. Îți luai rucsacul în spate și mergeai? Nu, nu aveam o mașinuță în momentul respectiv, o mașinuță mică. Cred că atunci a fost prima antrenare care a făcut, să zicem, un marketing sportiv din toată treaba asta. Am vrut să te întreb că oarecum ai dat tonul la antrenamente personale acasă la clienți? Oarecum. Am fost singura care făcea treaba asta. Dar cum ți-a venit ideea să te duci acasă la clienți? Nu știu. Nici în ziua de astăzi nu știu. Toată lumea mă întreabă, nu știu de unde. Pur și simplu atunci mi-amintesc că mi-am făcut prima dată pagina de Facebook. Am început să-mi fac un marketing. Mi-am sticărit toată mașina cu personal trainer. Număr de telefon, îmi făcusem site, tot ce trebuia. Și a început lumea să mă sune. Faptul că scria pe mașina mea li s-a părut interesant și am început să am programul de dimineață de la 6 până seara la 10 doar cu antrenamente personale. Încercam să ajung cât de rapid
nu știu, din Gheorghene în Mărăști sau... Cât de mult te lăsa traficul. Exact, exact. În momentul ăla nu era atât de trafic pe cum e acum. Și atunci a fost, să zicem așa, o rampă de lansare. Atunci am fost declarat cel mai îndrăgit și cel mai apreciat antrenor personal. Mi-am dat seama că marketingul meu funcționează, nu m-am gândit la lucrul ăsta. Și am zis, ok, mergem mai departe. Atunci când a apărut articolul, a început să-mi sune telefonul și nu înțelegeam ce se întâmplă. Prima dată m-am panicat. Ceva asociație de profil sau cine ți-a dat acest titlu de cel mai îndrăgit? Din ce am înțeles, a făcut un sondaj. Din presa locală. S-a făcut un sondaj, s-a sunat în săli cât și antrenori, colegi de-ai mei. A fost o surpriză, pentru că eram, cum am zis și atunci, eram tinerică și eu eram tot luată de val și... Nu mai erai fata lui Lucia. Nu mai. În seara aceea, țin minte că mergeam spre Borhanci la o clientă și îmi suna telefonul și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și la un moment dat mi l-am închis, am zis, ceva nu e în regulă, m-am dus, mi-a făcut ora și când am deschis telefonul am văzut mesaje, felicitări. Și atunci am citit și eu articolul. Primești felicitări și nu știai pentru ce primești felicitări. Da, da, exact. A doua zi totul s-a schimbat. Unde lucram și în sala respectivă erau bombardați cu telefoane, cu mesaje, la fel și eu. Și apoi am ținut așa, cred că un 2-3 ani cu clienții acasă și am zis, ok, trebuie să fac ceva. Pentru că mi era greu să spun nu, să refuz oamenii, nu mai am timp, nu mai am loc în agenda, lucram sâmbătă, duminica, nu mai exista weekend. Și în martie, acum 2 ani, am zis, trebuie să fac un mediu, o zonă în care clientul să simtă ca la el acasă. Nu am avut atunci curajul, am lăsat puțin așa proiectul ăsta. În iunie, evident, s-a încheiat o relație și am zis, eu nu pot să stau în casă să plâng, să, nu știu, să mă consum, nu. Eu să mă fac antreprenor. Asta a fost într-o zi de vineri. Într-o zi de vineri, eu sâmbătă am zis, gata, fac treaba asta. Deși se spune că lucrurile se încep la început de săptămână, cum ar da, fi lunea, tu ai început sâmbătă. Da, eu deja luni aveam cheia unui spațiu. Deci foarte repede m-am mișcat, am luat spațiul respectiv, aveam 60 de metri pătrați în spațiul acela și am început să-l aranjez așa cum aș fi vrut eu, așa cum mi-ar fi plăcut cuiva care făcea acasă. Și am zis, bun, eu trebuie să pun tot ceea ce gândesc în locul ăsta. Am început cu cineva, cu încă un antrenor, asta de fapt era ideea, să mai iau un coleg lângă mine să pot dezvolta proiectul. Nu m-am așteptat să ia amploare, să fie atât de mare. În octombrie abia am făcut inaugurarea. Ne-am trezit cu 120 de persoane la inaugurare. Prieteni, cunoștințe, nici măcar nu aveau loc în studioul respectiv, stăteau afară și era un frig incredibil. Și atunci am fost declarat ca și concept unic în România. În noiembrie am blocat abonamentele, nu am mai avut loc. Cu tot că mai luasem încă un coleg, eram deja 3 antrenori, am blocat. Erau dintre vechii tăi clienți și sau și clienți noi? Și clienți vechi și clienți noi. Mi-am dat seama că ceea ce aplicam, de fapt de asta avea nevoie fiecare om. Și când mergeam acasă mă întrebau clienții, ok, unde mergi la coafor, unde mergi să-ți faci unghiile, unde ți iei haine sau te miri ce altceva era. Hai, bun, trebuie să facem ceva de genul ăsta, să le oferim oamenilor o schimbare totală, pentru că simțeam și eu în momentul în care ieșeam de la un pensat, parcă, nu știu, eram altfel, parcă eram schimbată și aveam mai multă încredere în mine. Și așa mi-a venit ideea de a dezvolta mult, de a face planul mult mai mare.
În februarie am luat spațiul în care ne aflăm. Nici măcar șapă nu era pe jos, nici lumini, nimic. Și am zis, ok, spațiul ăsta în 3 săptămâni trebuie să-l pun la punct. Cât veneau clienții? Da. Noi deja aveam abonamente făcute în prealabil. În martie, în 4 martie, am zis, gata, dăm drumul. Am împărțit invitații. Bine, a fost în 3 săptămâni o nebunie totală. O săptămână, cred că nici n-am stat pe acasă. Efectiv, am luat pensula în mână și am vopsit. Asta era următoarea mea întrebare. Ai dat și cu lavabil? Da, da. Chiar ne distram de o chestie de genul ăsta, că în cealaltă sală se punea parchetul. Eu eram invitată la o emisiune, evident, am mers, m-am machiat, aranjat absolut tot și când am ieșit din emisiune mi-a zis, știi, noi nu suntem în grafic cu timp, ok, vin și vă ajut. Mi-am dat rochea jos, mi-am luat hainele de lucru. Ai dat și tocurile jos, nu? Da, da. Și am ieșit și am pus și o parchet. Nu am avut încotro, a trebuit să vopsesc ce a fost de vopsit, pentru că altfel nu terminam în timp. În 4 martie am dat drumul, mi-am amintesc că sâmbătă a fost. Eu de vineri dimineața nu am mai ajuns acasă. Am făcut duș, primul duș l-am făcut aici. Ai la noi. Vestiară. Da, exact. Am mers la machiaj, la aranjat, am luat hainele pe mine și am venit la deschidere. Și atunci am realizat că lucrurile de fapt sunt altfel decât nu, niciodată nu m-am gândit ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, nu știu. Am fost tot timpul luată prin surprindere cu proiectul care încă îl ducem și mai sus. Și mi-am dat seama că, de fapt, asta e viața mea, asta e ceea ce îmi doresc eu să fac. Părinții mei, când au venit la deschidere, la prima deschidere, ei nici măcar nu realizase ceea ce s-a întâmplat în toți anii ăștia în Cluj. Ce a zis mama când a văzut propriul tău studio? Atunci a realizat, atunci a dat seama efectiv că, nu știu, s-au schimbat lucrurile, nu e ceea ce credea ea. Nu mai erai copilul care a fugit la facultate în Cluj. Nu, nici nu realizase ceea ce am făcut până în momentul respectiv, a fost șocată. A început să realizeze abia după câteva zile, a venit și ea să ne ajute în sală pentru că nu făceam față cu clienții. Dar și-a schimbat total perspectiva. Acum, cum zicem noi, fiica dă sfaturi la mamă. Mama ta mai antrenează? Mai are sala din Bistrița? Da, ea încă mai antrenează. Nu cred că am... Că lumea mai întreabă, dar de ce nu faceți ceva împreună? Nu cred că am putea colabora una cu cealaltă. Cred că cel mai bine fiecare să aibă locușorul. Business-ul ei. Exact. Evident că ne-ar place să facem lucrul ăsta împreună, dar preferăm să păstrăm relația de mamă-fică, să nu ajungem să facem diferența de colege de business. Deci nu cred că ar funcționa. Cum crezi că ar fi evoluat viața ta dacă ai fi acceptat atunci, cu ani în urmă, acel post important în banca unde te-ai angajat? Nu cred că aș fi stat, cu siguranță. Fiind o fire foarte activă, toată lumea zice, cum reziști, cum poți, cred că m-aș îmbolnăvi dacă aș sta efectiv într-un birou toată ziua, nu știu, într-un mediu corporativ nu mi-ar plăcea. Adică și acum cu proiectul ăsta încercăm să-l dezvoltăm tot mai mult, în spate la un antrenor încerc să-mi fac partea de business, cum zic eu. Cam cât mai antrenezi acum? Mai reușești să intri în sală cu clienții? 2-3, asta în cazul în care sunt, nu știu, clienți mai dificili. Vorbim din punct de vedere a sănătății, dacă sunt graviduțe, într-o sarcină mai avansată, doar dacă este cazul. Mai predau 2 ore de grup training pentru oameni și pentru dragul de, nu știu, să nu uit gustul ăsta sau să-mi amintească cu drag. E un moment de relaxare pentru mine, momentul în care intru ca și antrenor. Am renunțat să fiu antrenor personal, să zicem, 100%. Anul trecut, în ianuarie, mi-am dat seama că nu mă conectam foarte bine cu clientul. Mintea mea fugea în... La treburile administrative. Exact, și nu era ok. Atunci am simțit că o gafez. Și am zis, e mai bine să mă opresc, doar când este cazul, și să o iau ca și pe moment de relaxare.
faptul că stau toată ziua acum în birou, dar stau cu clienți, ascultându-le poveștile lor, în a rezolva, în a-i motiva. Și asta, de fapt, e, să zicem, un moment de relaxare pentru mine. Plus chestiile administrative și acum mai mergem pe încă o ramură, să zicem, a sportului. Reiau de acum câțiva ani ideea de a face antrenamente personale acasă. Având acum 5 colegi... Nu poți sta departe. Nu. Nu. Încă mai am o clientă de 4 ani de zile, care mă mai duc la ea acasă de 3 ori pe săptămână. N-am putut renunța la ea nici la mine. Și cu ea încep în fiecare zi de luni, încep ziua. Dar atât, să zic, că fac acasă. În rest, colegii mei vor face treaba asta, cât și în sală ei predau mai mult. Practic aplică conceptul meu, a nostru. Ești antrenoare de antrenori acum. Exact, exact. Și suntem foarte curioși noi și avem emoții pentru septembrie. Cum va reacționa lumea, cum va fi acum după o pauză de 2 ani. Sunt convinsă că bine. Da. Pentru că a început să prindă teren și în Cluj ideea aceasta, da, de... Asta mă bucură foarte tare, că lumea și-a schimbat un pic mentalitatea. Înainte, în 2008, aveam... Nu făcea nimeni sport aproape. Nu, deci care... Persoanele care erau în sala de aerobic erau profesori, erau oameni care au ieșit din țară și știau cum stau lucrurile pe partea sportivă. Tu te-ai gândit să pleci vreodată din țară? Da și nu. Da, tatăl meu stă, locuiește în Germania, mă duc o dată de 2 ori pe an. E țara mea de suflet, fiind și prima mea limbă vorbită a fost germană. Dar mi-e greu. Mi-e greu să las tot ceea ce e aici. Fiind o fire foarte sociabilă, îmi place să fiu tot timpul înconjurată de oameni, de prieteni. Nu cred că aș putea o lua atât de la zero în afară. Momentan, locul meu simt că e aici. Probabil atunci când voi avea copii. Poate că mă gândesc să o iau de la zero în afară. Crezi că ți-a venit să mergi cu copiii după tine atunci? Poate dacă te duci acum și faci copii acolo. Știi cum e? Dacă viața mi-a rezervat atât de multe surprize, nu mă mai surprinde absolut nimic. Nu știu, acum nu, n-aș putea pleca, pentru că sufletul meu e aici, în studio. Vreau să fac mult mai mult din ceea ce mi-am propus. Vreau să duc proiectul la un alt nivel. Și câți copii îți dorești? 2. Să fie fată și băiat, 2 băieți, 2 bine ar fi, bine ar fi să fie fată și băiat. Cred că și faptul că sunt singură la părinți, și sunt dragi copii. Toată lumea mă întreabă, dar tu când faci copii? Am destui în sală. Toți sunt copii. Da, exact, toți sunt copiii mei. Cred că și faptul că sunt foarte prinsă în momentul de față în ceea ce fac. Bine, eu pe lângă asta mai am încă un business care acum mai va fi lansat în toamnă. Deci nu fac numai partea asta de sport și de asta cred că n-aș putea pleca în afară. Pentru că în afară nu... N-aș avea programul care l-am în momentul de față. Nu te-a descurajat niciodată? Am auzit, de exemplu, în jurul meu foarte mulți tineri, antreprenori la început de drum sau cu câțiva ani în spate de experiență, descurajați de greutățile, să zicem, legislative, fiscale, birocratice. Da, nu e ușor. Nu, nu e ușor. În ultimii 2 ani m-am bătut de absolut. Cred că nu există lună să nu se schimbe ceva, să nu fie, nu știu, altceva. Nu ți-a venit niciodată să spui gata, pun, închid ușa? Am avut un singur moment, asta a fost anul trecut. Am avut un moment de genul, dar am zis ok, sunt mulți oameni care depind de mine, trebuie să fac. Trebuie să merg mai departe. Sincer, în momentul de față nu aș mai încuraja tinerii să-și facă un business. E greu, e foarte greu, stresul, nivelul stresului e mult mai mare. Asta cred că e singura parte negativă în business-ul care îl fac. Faptul că știm în ce situație suntem toți care avem un business. Crezi că dacă atunci când aveai 15 ani nu s-ar fi îmbolnăvit mama ta și nu ar fi trebuit să ții acea clasă de aerobic? Da, zici, da. Ai fi...
prins gustul acesta de a antrena, de a-ți plăcea sportul? Nu cred. Nu cred că aș fi făcut chestia asta. Probabil că aș fi mers pe partea de antreprenor mai departe, probabil în alt domeniu. Dar nu în domeniul acesta. Nu în domeniul sportului. Nu. Și mă bucur din tot sufletul că ceva s-a schimbat în momentul acela. Nu aș da pe absolut nimic jobul care l-am în momentul de față. Cu tot când spune lumea, nu ți-e greu, faptul că asculți la fiecare poveștile, faptul că încerci să-i încurajezi, să fii tot timpul pozitivă. Nu. Pentru mine cea mai frumoasă meserie să lucrez cu omul. Faptul că îi vezi că tu îi modelezi, le schimbi efectiv viața în bine. Și atunci când îți vin sau au trimit câte un mesaj că s-au schimbat lucrurile sau, nu știu, le-i mult mai bine în familie, nu mai contează. Nu mai contează nici ceea ce se întâmplă din punct de vedere legislativ, nimic nu mai contează. Acum să te rog să ne spui și cam ce mănânci tu într-o zi, pentru că acum deja ai ajuns la un alt nivel, pentru că ai spus că ai studiat și parte de nutriție și ai trecut tu prin experiența kilogramelor în plus și pentru că ai un program aglomerat. Care ar fi programul tău alimentar? Nu pot să zic alimentar. Ca la carte, cu mâncare, adică 3 mese, 2 gustări, ar fi absurd să zic lucrul ăsta. Am 2 mese, încerc să am 2 mese, dar odată pe săptămână fac ziua mea de răspăț, sau depinde, dacă sunt 2, atunci e clar că în weekend sunt în sală, dacă se întâmplă să fie 2. Ce înseamnă zi de răspăț pentru tine? În principiu dulciuri. Dulciurile îmi plac, adică dacă e prăjitură de casă sau înghețată, nu mai contează. Asta a fost și o problemă când eram mică. Părinții mei ascundeau dulciurile, eu le găseam și lăsam doar ambalajul să fie tot acolo. Dar în rest, evident, nu mănânc prăjit, evit cât pot, încerc să nu mănânc atât de mulți carbohidrați. Adică carbohidrați fiind paste, făinoase sau temiri. Păi și pâinea cu unt și roșii? Pâine, să știu că nu mai mănânc de foarte mult timp, dar dacă e de casă și atunci e în ziua de răsfăț, am scos pâine, am scos zahărul, am înlocuit zahărul cu ștevie sau cu altceva. Dar da, s-a schimbat mult partea mea alimentară, chiar dacă e să mănânc de 2 ori pe zi, și colegii mei tot timpul se distrează de mine când vin la studio și mă vede cu mâncarea, bine, nu ne trebuie mâncarea ta. Așa o paranteză, la noi niciodată nu stă mâncarea la recepție, tot timpul dispare, dacă o lăsăm 5-10 minute, e gata, cu atât mai mult dacă nu e o mâncare tocmai sănătoasă. A mea nu prea dispare, a mea rămâne acolo. Am încercat să am o zonă de echilibru din punct de vedere alimentar. Dacă am mâncat nu tocmai ok la amiază, încerc seara clar să o las ușor. Sau, cum am zis, intru în sala de antrenament și îmi fac treaba. Nu mai am atât de mult suficient, adică atât de mult timp încât să fac antrenamente. Dar trece vreo zi fără să faci sport? Da, trece. De obicei fac în weekend mai mult. Mai mult ce înseamnă? Vineri, sâmbătă, duminică, câte 2 ore clar sunt în sală. Bine, făcând excepție faptul că predau grup training-ul de 2 ori pe săptămână, dar nu predau, să zic, 100%, pentru că încerc să corectez fiecare client, fiind și un pic mai aparte cu clasele noastre, adică noi personalizăm per total grupul, atunci nu mai pot să fac eu cot la cot cu ei. Mai ții minte cam de la ce vârstă nu le-ai mai cerut bani părinților tăi? Wow! În anul întâi de facultate, da, un an de zile, părinții mei îmi trimiteau 50 de lei pe săptămână. Și mi-am dat seama că nu mi-ajung și mi-era rușine să le cer lor bani, că mie îmi trebuie mai mult, că, nu știu, vreau să ies undeva. Dar efectiv, bani să le cer a fost de la 16 ani. Prima dată când am mers la mare, mi-a zis, ok, te duci, dar pe banii tăi. Și ți-ai strâns bani? Da, mi-a strâns bani pentru că îmi doream foarte tare să merg la mare. Dar cred că undeva din 2009, să zic așa, 100% nu le-am mai cerut bani. Și atunci mi-era așa,
nu eram împăcat să primesc bani și dacă aveam nevoie, nu ziceam. Încercam să-mi fac plan cu banii mei și, ok, probabil că erau și zile în care, fiind studentă, nu mai aveam niciun ban, dar tot nu ceream. Emilia, mai avem un singur minut din emisiune și o să te rog așa, în câteva cuvinte, să ne spui cine ești tu, cum te vezi tu pe tine. O fire foarte, foarte energică, tot timpul pozitivă, cu zâmbetul pe buze și, nu știu, cred că mai mult m-ar caracteriza oamenii din jur. Cred că nici asta nu mai am timp să mă autocaracterizez. Exact, exact. Dar un minus pe care îl ai și nu-ți place că îl ai? Sunt orgolioasă, încăpățânată și, să zicem așa, din domeniul meu, faptul că îmi plac dulciurile mult, mult. Acum, dacă te duci în sala de sport în weekend, cred că asta e scoparea mea. Emilia Cotul, mulțumim pentru că ți-ai luat puțin din timpul tău aglomerat și ai stat cu noi de povești. Succes în tot ce faci și te așteptăm și cu alte ocazii să ne spui cum mai merge antreprenoriatul în domeniul sportului. Mulțumesc din tot sufletul. Eu vă mai aștept pe la noi, în locușorul nostru drag, și sper să ne vedem cu proiecte și mai mari decât sunt acum. Mulțumim, dumneavoastră rămâneți pe NCN. Iubim apa.